Infracțiunile la nivelul unităților de învățământ din județ au crescut considerabil față de 2020, când cursurile cu prezență fizică au fost suspendate din cauza pandemiei COVID. S-au înregistrat 51 de infracțiuni sesizate în incinta sau în zona adiacentă unităților de învățământ față de 12 fapte din aceeași perioadă a anului 2020, rezultând o creștere cu 39 de fapte penale. Astfel, polițiștii au înregistrat dosare penale pentru loviri sau alte violențe, dar și pentru vătămare corporală din culpă. Adevărul este că această creștere este cauzată în... Este cauzată, la exact. Din acest motiv a fost creat Biroul pentru Siguranță Școlară. Este o structură nou creată în cadrul Poliției Române la nivel național. Oferă un plus valoare în acest domeniu. Scopul înființării acestui birou este de a fi cât mai aproape de atât de profesori cât și de elevi, de a contribui la prevenirea și combaterea faptelor antisociale atât în incinta cât și în imediata proximitate a acestor unități de învățământ. Principala problemă este că, într-adevăr, creșterea ar fi cauzată tocmai pentru că anul precedent practic nu a existat un învățământ clasic. Și de aici rezultă creștere. Probleme deosebite, din punctul nostru de vedere, nu ar fi. La unitățile de învățământ, deci unitățile de învățământ fac parte din itinerariul de patrulare al tuturor polițiștilor, atât de proximitate cât și de ordine publică, iar colegii de la structura nouă ființată vor beneficia în curând inclusiv de aviz de poliție judiciară pentru cercetarea acestor fapte. Deci, din punctul nostru de vedere, trendul va fi unul descendent pe viitor. Majoritatea infracțiunilor se referă la loviri și alte violențe. Bineînțeles că e vorba de dosare penale care sunt în curs de cercetare atât la poliție cât și la parchet. Bineînțeles că o să fie propuneri legale în fiecare dosar. Nu avem infracțiuni grave. Potrivit adjunctului IPJ Olt, Cristian Rădoi, violența în școli nu reprezintă un fenomen, sunt doar situații care fac obiectul înregistrării cauzei pentru lovire și alte violențe. Aceste infracțiuni sunt cauzate și ca urmare a faptului că, și vă dau un exemplu, un copil, un elev aleargă prin curtea școlii, se împiedică, se lovește pur și simplu, eu știu, își fracturează mâna sau se lovește la cap. Aceste situații fac obiectul cercetărilor cadrul Biroului de Siguranță Școlară și fac obiectul registrării cauzei respective pentru lovire sau alte violențe. Deci faptul că se autoaccidentează un copil, acesta este prins în statistica noastră. Da. Și nu vă ascund faptul că avem foarte multe asemenea situații. Copiii se joacă în curtea școlii sau când ies de la școală în zona unităților de învățământ. Da? Cum sunt copiii? Știți că majoritatea dintre noi avem și se aleargă, se lovesc și atunci obligația noastră este de a întocmi documentele procedurale. De asemenea, pentru creșterea gradului de siguranță școlară în cursul anului 2021, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au organizat și desfășurat 3116 activități educativ-preventive față de 1657 activități desfășurate în unitățile de învățământ și în zona adiacentă în 2020.